Curtea Supremă de Justiție a pus punctul final în dosarul lui Veceslav Platon. Magistrații CSJ au declarat neîntemeiat recursul depus de avocații acestuia împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care a fost menținută condamnarea la 18 ani de închisoare a controversatului om de afaceri. Ședința de la CSJ a avut loc astăzi fără citarea și prezența părților, iar motivarea hotărârii urmează a fi pronunțată pe 14 decembrie curent. Amintim că Veceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare, el fiind învinuit de obținerea în 2014 prin scheme ilegale a circa 1 miliard de lei de la Banca de Economii, urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse. Veceslav Platon a fost reținut la 25 iulie 2016 la Kiev, în aceeași zi în care autoritățile de la Chișinău l-au anunțat în căutare internațională, fiind învinuit de fraudarea Băncii de Economii. Pe 29 august 2016, Platon a fost extradat în Moldova, iar procurorul pe acest caz a cerut pentru el o pedeapsă cumulativă de 23 de ani de închisoare.